Antreprenorii români au făcut front comun împotriva noului program Startup Nation 2018. După ce în proiectul programului, aflat acum în dezbatere publică, au apărut modificări semnificative față de anul trecut, iar ideile de business din domeniile IT și industrii creative sunt depunctate, antreprenorii au spus la unison că prin aceste modificări se dorește șaormizarea programului. În ultimele zile, pe internet circulă o petiție ce a fost deja semnată de peste 500 de antreprenori, prin care se cere regândirea programului Startup Nation 2018. Pentru a dezvolta startup-uri în domenii legate de producție, industrii creative, antreprenorii trebuie încurajați, întrucât acestea presupun investiții mai mari din partea antreprenorilor decât cele acoperite prin finanțarea de tip startup, precum și eforturi mult mai mari de susținere a acestora. În același timp, astfel de afaceri aduc cea mai mare plusvaloare la nivelul economiei românești, oferă potențial de creștere la nivelul comunităților locale și s-au dovedit a fi cele mai profitabile și stabile în ultimii ani. România trebuie să se îndrepte de la o economie bazată pe consum către o economie productivă și competitivă, se arată în petiția postată pe un site dedicat. Antreprenorii susțin că principiul de aprobare al proiectelor de afaceri primul venit, primul servit ar trebui schimbat, întrucât nu încurajează competitivitatea. Mai mult, cei care se opun actualului proiect al programului Startup Nation spun că modificările aduse față de anul trecut descurajează înscrierea afacerilor cu potențial de creștere, precum IT-ul, considerat drept prioritar, atât în strategiile de dezvoltare a României, cât și în cele europene. În schimb, sunt încurajate prin punctaj șaormeriile, firmele de pompe funebre, asigurări sau imobiliare. Programul Startup Nation 2018 ar urma să pornească la începutul lunii noiembrie. Dacă acesta va fi lansat în forma actuală a proiectului, vor avea șansă de reușită antreprenorii care au idei de business din zona producției. Concret, antreprenorii care își doresc să deschidă baruri, cafenele, fast food-uri sau saloane de înfrumusețare au șanse reale să obțină finanțarea de la stat, mai ales dacă nu provin din orașe mari ale țării și dacă își depun proiectele de afaceri în primele zile de la lansarea programului.